Bine v-am regăsit la Business Express. Statele Unite ale Americii au evitat la limită intrarea în incapacitate de plată și declanșarea unui nou cutremur în economia mondială. Vom vedea ce efecte ar fi avut criza americană asupra României, dar și ce șanse mai avem să privatizăm companiile românești, împreună cu domnul Rareș Nilaș, directorul unei societăți de brokeraj. Bună ziua, domnule Nilaș! Bună ziua! Vedem că, la fel ca și în cazul Fiscal Cliff de anul trecut, ridicarea plafonului datoriei de stat a SUA a fost adoptată în ultimul moment. Nu este periculos totuși ca politicienii să se joace cu astfel de situații care ar putea până la urmă să nu afecteze doar Statele Unite, ci întreaga economie mondială? Bine, este greu de comentat pe tema asta. Este clar că la nivelul Statelor Unite, sau cel puțin a politicienilor americane, are loc o confruntare de idei cu privire la orientarea economică a Americii și în special la partea asta cu caracter social, care contravine cumva regulilor economiei de piață. Și de aici a rezultat și această criză. Pe de altă parte, nimeni nu s-a aștepta și piețele n-au anticipat sau, mă rog, n-au luat-o ca opțiune fezabilă intrarea Statelor Unite în incapacitate de plată, în sensul că de a nu-și putea plăti dobânzile și ratele la împrumuturi. Da, până la urmă, totuși avem un precedent cu situația cheltuielor bugetare și cu faptul că aproape 1 milion de americani au fost trimiși acasă de la începutul lunii octombrie până ieri. Bine, pe de altă parte, la tipul ăsta de dispută există și victime colaterale, din păcate. Dar părerea mea e că nu, șansele erau extrem de mici ca să se întâmple ceva catastrofal. Într-adevăr, din afara Statelor Unite, disputa era privită cu îngrijorare, având în vedere că ei au și amorsat criza imobiliară în creditelor în 2008. Deci, de asta vă spun, părerea mea e că majoritatea analiștilor și piețele nu au anticipat deloc o eventuală intrare în faliment. Într-adevăr, s-a luat decizia cam pe ultima 100 de metri, dar gândiți-vă că a mai fost amânat odată decizia și practic și-au dat timp de negociere, dacă bine zic, până în februarie. Da, exact, până în 7 februarie, iar problema bugetară a fost soluționată tot așa până la începutul anului viitor, respectiv până în ianuarie. Avem șanse să se rezolve definitiv aceste probleme sau vom asista la începutul anului viitor la noi tensiuni politice care să se reflecte și pe piețele bursiere până la urmă? Este un lucru evident că ne confruntăm la nivel mondial cu o criză a datoriilor suverane ale statelor. Deci politicienii s-au împrumutat din ce în ce mai mult. Deficitele statelor au crescut. Vezi și cazul României, a trebuit finanțat pe împrumut. Și atunci, în momentul de față, avem o problemă la nivel mondial, care la nivelul Statelor Unite este cea mai mare sumă în discuție și va trebui găsită o soluție care să se extindă la nivelul întregii lumi, nu numai strict a Statelor Unite. Și de aceea probabil că multă lume este extrem de atentă la ceea ce se întâmplă acolo, pentru că probabil că soluția lor se va extinde și la alte state care au același tip de problemă legat de suportabilitatea datoriei publice. Doar că americanii au avantajul de a avea tiparnița de dolari la ei în țară. Bine, și inflația este o soluție, dar dacă vreți, se vede clar că la nivel mondial sunt două tendințe. Este tendința inflaționistă care se pare că a fost aplicată în Statele Unite și este tendința germană, tendința reducerea cheltuielilor. Exact, reducerea cheltuielilor. Și probabil că din aceste două confruntări de idei și de politici vom vedea care dintre ele se va dovedi câștigătoare. Revenim puțin la situația din Statele Unite. Credeți că va fi afectată încrederea investitorilor în titlurile de stat americane de aceste războaie politice din ultimele zile? De multă vreme, practic, companiile de investiții americane investesc în afara Statelor Unite. Ne-am avut o surpriză plăcută la oferta publică de pe nuclear electrică, când o mare parte dintre investitori au fost investitori americani. Deci, și sunt cei care ne-au asigurat, nouă, cel puțin consorțiul din care a făcut parte, ne-au asigurat exact închiderea ofertei cu succes. Deci ei investesc de mult timp în afara Statelor Unite, oricum ei au un exces mare de lichiditate pe care trebuie să-l plaseze. Vezi politicile
Fed-ului și am înțeles că noua directoarea Fed-ului va continua politica lui Ben Bernanke de injecție de lichiditate. Fiind un discipol al acestuia, exact, până la urmă. De injecție de lichiditate în piață. S-a vorbit de o posibilă retrogradare a ratingului Statelor Unite ale Americii. Credeți că se va avea loc o astfel de retrogradare din partea Fitch? E greu de spus, pentru că mi-aduc aminte că am mai încercat o companie de rating să scadă ratingul Statelor Unite și a fost desfințat, dacă bine zic. Deci este greu de spus. Oricum, agențiile de rating și-au pierdut foarte mult din credibilitate, tocmai de la criza subprime din Statele Unite și la ratingurile care le-au acordat companiilor, și părerea mea e că nu își vor asuma în momentul de față riscul să scadă ratingul Statelor Unite. Dar dacă vom avea în februarie o situație care nu va fi soluționată, iar ratingul nu va fi retrogradat, atunci probabil își vor pierde de tot credibilitatea. Acum, politicienii americani, cel puțin de-a lungul timpului, au dovedit că sunt responsabili. Deci mă îndoiesc că în septembrie vom asista la o intrare în incapacitate plată a guvernului federal. Se vor găsi soluții până atunci, dar încă atât, este clar că va trebui găsit o soluție la aceste datorii publice ale tuturor statelor lumii, pentru că problema este generalizată, cu grade mai mari sau mai mici de acutizare. Odată pentru totdeauna, pentru că este clar că în situația asta nu ai cum să mergi decât pe o teorie inflaționistă care duce la o degradare accelerată din nivelul de trai. Ce efect ar fi avut lipsa unui acord între politicienii din state asupra României, asupra noastră, până la urmă? Am fi simțit în vreun fel acest lucru sau primul val s-ar fi propagat doar probabil pe piețele financiare? Probabilitatea. Deci ce înseamnă practic falimentul? Este exact ca și în cazul Greciei. Deci statul nu mai poate să-și plătească datoriile ajunse la scadență. Dobânzi versus principal. Acum, în ce probabilitate s-ar fi putut ajunge în Statele Unite sunt doar simple supoziții, pentru că cel puțin practic nu prea văd cum s-ar putea întâmpla o situație de genul ăsta. Decât mai mult, având în vedere că sunt doar decizii de ordin administrativ, ca să mă exprim așa. Deci intrarea în incapacitate de plată nu este generată, de exemplu, ca și în cazul Greciei, sau că e cel mai... De lipsa banilor pentru a plăti datoria respectivă, că era un blocaj birocratic datorită unei legi care limita datorarea statului. Deci nu era un blocaj real, fundamentat economic. Era o chestie administrativă în care Congresul, două partide din Statele Unite nu se înțelegeau asupra unor detalii și duceau la blocarea efectivă a întregului angrenaj. Deci nu era cel mai periculos ar fi ca această criză să fie generată de o lipsă de lichiditate a statului. Acolo deja problema se pune un pic altfel. Deci în cazul Spețe era efectiv un blocaj strict birocratic generat de o decizie care nu se lua. Asta s-a întâmplat până în momentul de față. Deci nu, eu am văzut pe multe posturi de știri discutând de faliment, de încetare de plăți, de o serie de rumori de genul ăsta, dar practic ei nu aveau o problemă cu lucrul ăsta, cu lipsa de lichidități. Ei aveau o problemă cu decizia care nu se lua... O decizie politică, exact, până la urmă, care să le permită să tipărească și mai mulți bani, să spun exact, așa. Exact. Și la un moment dat trebuie să găseau o soluție să se evite politicul. În momentul în care clasa politică aia razna, economicul trebuie să găsească o soluție ca să ocolească decizia politică. Da, o situație care se potrivește perfect și în România. Și dacă am amintit de România, aș vrea să vorbim despre situația bursei de aici, unde ieri a fost anunțat eșecul primei oferte publice lansată de o companie privată în ultimii 5 ani. Cum se explică acest eșec? Eu nu l-aș numi eșec, pentru că orice se poate vinde pe bursă la un preț corect. Deci, până la urmă, prețul este rezultatul unei cereri sau unei oferte. Da, deci, pe de-o parte, este compania cu acționarii ei care doresc un preț cât mai ridicat la acțiuni. Pe de altă parte, sunt investitorii care doresc să cumpere o acțiune la un preț cât mai scăzut ca să poată să evolueze ulterior favorabil în piața secundară. Da, se pare că compania Adeplast a avut un... sau a setat un preț mult prea ridicat raportat la ceea ce erau dispuși să plătească investitorii pe o acțiune Adeplast. Și totuși, mici investitori au suprasubscris oferta. Se pare că doar cei investiționali au considerat că prețul este prea mare, probabil făcând analize mult mai detaliate decât întotdeauna, în orice ofertă publică, cei care determină prețul sunt instituționali. De ce? Pentru că au o capacitate de analiză, o capacitate de evaluare a riscului și pot efectiv să
fundamenteze mult mai ușor un proiect. Ceilalți investitorii de retail subscriu în ideea că vor vinde la un preț mai ridicat în piața secundară. Deci de asta vă spun că noi, eu personal nu văd ca un eșec. Adică se discută de eșec, de lipsă de finanțare. Nu, nu pot să vinzi. Am trecut, ne-am făcut parte din consorțiu care am trecut prin așa zisul eșec al ofertei Petrom. Deci la fel, sunt două părți care trebuie să accepte un preț. Este clar că intermediarii acestei oferte și-au asumat un risc să iasă în piață cu un preț mai mare decât îl era piața să, era dispusă să-l plătească. Și din cauza asta oferta s-a închis cu, fără, de fapt nu s-a închis fără succes, fără să se vândă. Pentru că până la urmă sunt zilnic tranzacții de tipul ăsta pe piață în care un cumpărător cere, un vânzător, pardon, cere un preț, cumpărătorul este dispus să plătească un anumit preț, dacă nu se înțeleg la preț, tranzacția exact, nu mai are loc. Exact, deci asta s-a întâmplat și la Deplas. Într-adevăr, la noi fiind foarte rare aceste tipuri de finanțări, a generat, dacă vreți așa, rumor că eșec, că avem o problemă fundamentală. Problema nu este a pieței. Este clar că ceea ce s-a întâmplat a fost prețul care a fost prea ridicat raportat la ceea ce era dispusă piața să accepte. Da, acest insucces a fost cu atât mai surprinzător, probabil, cu cât investitorii români se plâng tocmai de faptul că sunt puține companii listate la bursa de la București, că lipsesc aceste IPO-uri, oferte publice inițiale din partea mediului privat. Însă, probabil, după cum spunea și dumneavoastră, trebuie ca aceste oferte să fie realizate pe prețul corect. Exact, la un preț corect, acceptabil. Adică, degeaba vrei să vinzi ceva, nu poți să mergi pe principiul că dacă lipsesc ofertele și mai ales orice se va vinde indiferent de preț. Deci nu așa merge. Deci există un preț pentru... V-am dat exemplu Petrom, da? Deci statul a cerut 0,37 de lei pe acțiune. Din marketing, investitorii erau dispuși să plătească 0,33. Nu s-au întâlnit cele două prețuri, s-a închis oferta și subiectul... Adică nu s-a închis tranzacția. Da, în cazul nuclear electrica, însă, iată, vorbim de un succes al vânzării pachetului deținut de stat, respectiv a pachetului de acțiuni. Pentru că acolo și structura ofertei și prețul a fost unul corect. Dar statul a înțeles că acel pachet de acțiuni se poate vinde la prețul la care s-a făcut tranzacția. Asta era prețul setat de investitori internaționali. Dacă dorești, îl accepti. Dacă nu, nu. Din păcate, în momentul de față, dacă în perioadele de creștere economică determinarea prețului, sau mă rog, decizia de a încheia o tranzacție la un anumit preț aparținea în marea majoritate vânzătorilor, da? Deci în funcție de cum erau ei dispuși să vândă, se găseau cumpărătorii, acum e o piață a cumpărătorilor. Deci cumpărătorii sunt cei care determină prețul, având în vedere că pe piață sunt foarte multe oferte de vânzare, pornind tocmai de la criza economică cu care se zbate economia mondială și numărul de oferte sau necesarul de finanțare este extrem de ridicat. Da, să sperăm că până la urmă și vânzătorii vor înțelege acest lucru. Vă mulțumim mult, domnule Nilaș, pentru aceste precizări. Urmează acum știrile pe scurt din care vom afla de ce a fost trimis în judecată fostul administrator judiciar al Hidroelectrica, dar și cum a evoluat prețul aurului după soluționarea impasului din Statele Unite. Remus Borza a fost trimis în judecată pentru conflict de interese, fiind acuzat că în perioada în care firma de insolvență deținută de el, Euroinsol, a fost administratorul judiciar al Hidroelectrica, a făcut plăți către societatea lui de avocatură, în baza unor contracte de asistență juridică. Procurorii parchetului Curții de Apel București au finalizat cercetările și au trimis în judecată pe avocații Remus Adrian Borza și Nicoleta Munteanu pentru conflict de interese, a anunțat instituția într-un comunicat de presă. Dosarul a fost trimis pentru soluționarea Curții de Apel București. Remus Borza coordonează Societatea Civilă Profesională de Avocați Borza și Asociații, membra grupului Borza și Asociații, alături de firma de insolvență Euroinsol. Niciuna dintre părțile contractante și nici consultanții juridici implicați în procesul de privatizare a CFR Marfă nu pot fi vinovați pentru nefinalizarea contractului de privatizare. Așa susțin reprezentanții Casei de Avocatură, care a reprezentat Ministerul Transporturilor în acest proces. Totuși, Casa de Avocatură arată că a semnalat faptul că termenul prevăzut pentru finalizarea tranzacției s-ar putea dovedi insuficient pentru îndeplinirea tuturor condițiilor precedente, în mod particular obținerea avizului Consiliului Concurenței ca urmare a procesului
procedurilor prevăzute de lege pentru eliberarea unui astfel de aviz. Vânzarea 51% din CFR Marfă către Grup Feroviar Român nu s-a putut finaliza până la termenul limită, pentru că unele bănci creditoare nu și-au dat acordul pentru schimbarea acționariatului, iar Consiliul Concurenței nu a avut timpul necesar pentru a se pronunța asupra tranzacției. Cotația aurului a scăzut astăzi în condițiile în care atractivitatea metalului galben ca valoare de refugiu s-a diminuat după ce parlamentarii americani au adoptat un proiect de lege care evită intrarea Statelor Unite ale Americii în incapacitate de plată și pune capăt paraliziei administrației federale. Cu toate acestea, analiștii avertizează că acordul de ultim moment convenit miercuri seară acoperă finanțarea guvernului doar până la data de 15 ianuarie, iar majorarea plafonului datoriei până la data de 7 februarie, ceea ce ridică posibilitatea unui nou impas la începutul anului următor. Pe piața din Asia, prețul spot al aurului a scăzut cu 0,3% până la $1,277 pe uncie. În continuare vom discuta în cadrul rubricii Index Imobiliar despre situația pieței spațiilor comerciale și despre evoluția acesteia pe parcursul ultimilor ani. Rubrică realizată în parteneriat cu Remax România. Alături de noi este domnul Răzvan Cuc, manager Remax România. Bună ziua, domnule Cuc. Bună ziua. Bine v-am găsit. Să începem cu începutul și să vedem care este în acest moment situația spațiilor comerciale și dacă s-a atins un echilibru între cerere și ofertă pe acest segment. În perioada de criză, situația spațiilor comerciale, ca și a întregii piețe imobiliare din Cluj și din România, a avut de suferit. După cum vedem în Cluj, zona centrală a suferit o cădere, aș putea zice în ghilimele, a calității comercianților. Și asta s-a regăsit în presă chiar la modul repetitiv. Acel centru second hand. Exact, exact. Acel centru second hand și al magazinelor de jocuri de noroc sau, nu știu, shop-urilor de jocuri de noroc. Au dispărut aproape în totalitate brandurile adevărate din zona centrală și în locul lor, așa cum am zis deja, au apărut tot felul de magazine second sau covrigării sau saloane de jocuri de noroc. Pentru că, în primul rând, pentru că economia s-a comprimat și, în al doilea rând, pentru că cele două mall-uri pe care Clujul le are au concentrat tot ce înseamnă magazine fashion, ale brandurilor naționale sau internaționale. Cu atât mai mult cu cât la respectivele mall-uri sunt și locuri de parcare, o problemă care în centrul Clujului persistă. Care persistă și nu știm dacă va avea rezolvare într-un viitor cât de cât predictibil. Dar în acest caz, probabil poziționarea spațiului comercial contează mai mult decât pe alte segmente imobiliare. Care ar fi zonele care sunt căutate în acest moment de potențialii comercianți care doresc să închirieze un spațiu? Aș putea zice că unele dintre companiile de retail ar pune mai mare accent pe centrele de cartier decât pe zona centrală. Multe afaceri locale, mai mult sau mai puțin regionale sau naționale, caută locații în centrele de cartier, în centrul cartierului Mănășturi, care este de dimensiune unui oraș din Transilvania, în centrul cartierului Mărăști. Și se întâmplă că aceste centre de cartier au locații cu prețuri unitare egale sau uneori chiar mai mari decât cele din zona centrală. Sigur că și în zona centrală, Cluj, având un centru destul de împrăștiat, prețurile diferă foarte mult în funcție de trotuarul pe care este amplasat spațiul comercial, în funcție de frontul stradal, de suprafețe și așa mai departe. Însă zonele căutate sunt, zona centrală a rămas în continuare de interes, însă nu mai are așa o cotație bună cum avea în anii anteriori, și centrele de cartier sunt de asemenea căutate. Și care ar fi prețurile în aceste zone căutate și cum au evoluat acestea în ultimii ani? Prețurile au scăzut mult. Toată piața imobiliară a scăzut mult. Prețurile la închiriere, am putea zice, grosier, că au scăzut în medie cu 40, poate chiar 50% în unele locații,
depinde foarte mult de dimensiunea locației, de amplasamentul ei, de, chiar și de starea, cum spun eu, tehnică a spațiului în sine. Ce investiții necesită pentru demararea noului business și așa mai departe? Da, există interes și pentru achiziția acestor spații comerciale sau accentul e pus pe închiriere? Există interes pentru achiziție. Spațiile comerciale și clădirile cu potențial comercial din zona centrală, în deosebi, au un interes din partea investitorilor. Pentru că ele dau un randament mult mai bun decât randament ca plasament financiar, decât orice proprietate din zona rezidențială, de exemplu. Un apartament sau o casă care este la închiriat, niciodată nu o să aducă randamentele pe care le poate aduce un spațiu comercial stradal. Și atunci, fie că aceste proprietăți, puține la număr ca ofertă în piață, se tranzacționează neînchiriate, în vederea închirierii ulterioare, amenajării și închirierii ulterioare, fie că se tranzacționează direct cu chiriașul contractat, ca și un vehicul financiar. Adică am cumpărat spațiul respectiv, chiriașul este în spațiu și în momentul... În al doilea următoare moment, exact, încep să... În al doilea moment al tranzacționării, eu ca și investitor încep și îmi recuperez investiția fiind un plasament sigur. Da. Oamenii, investitorii cu toate furtunile astea din zona bancară, a fost în... La începutul anului problema din Cipru, care a făcut un mic cutremur și a mai scos banii de pe sub saltele. Da, vom urmări în continuare ce se întâmplă pe această piață a spațiilor comerciale, dar și pe întreaga piață imobiliară. Vă mulțumim, domnule Cuc. Cu aceste informații punem punct ediției de astăzi emisiunii Business Express. Ne revedem luni de la aceeași oră, pentru că doar aici banii vorbesc pe înțelesul tuturor. Rubrică realizată în parteneriat cu RE/MAX România.